Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Administrația la zi. Ca în fiecare marți, așa cum v-am obișnuit, sunt Simona Pomazan și vin în fața dumneavoastră alături de invitații mei. Astăzi, alături de Jean Dumitrașcu, managerul Filarmonicii Pitești, căruia îi spun bună ziua și îi mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună ziua, Jean! Îți mulțumesc că din nou te afli alături de noi astăzi. Bună ziua! Mulțumesc! Mă bucur să revin în studioul dumneavoastră de televiziune, pentru că în așa fel pot comunica foarte mult cu publicul nostru, cu toți cei care sunt interesați de soarta Filarmonicii Pitești și de tot ceea ce facem noi, și vă mulțumesc pentru asta. Tot mai des, în ultima perioadă, ai fost invitat în platoul emisiunii Administrație la zi, și asta pentru că au fost foarte multe evenimente de la începutul anului care s-au derulat și au fost organizate de Filarmonica din Pitești, foarte multe evenimente, și aici spun, nu mă refer numai la concertele simfonice ale Filarmonicii, mă refer și la celelalte evenimente. Vorbim aici despre lansări de carte, despre spectacole, chiar spectacole de dans sportiv, lansări de carte foarte importante, și dacă tot am adus în discuție acest aspect și nu în ultimul rând filmele pe care le prezentați în cadrul Filarmonicii prin cinematograful care este inclus în cadrul Filarmonicii, ei bine, dar vorbim despre lansările importante, poate cea mai importantă lansare de până acum, cu clar asta, cu cei mai mulți spectatori, cel mai mare public prezent în sală, vorbim de 400 de persoane, de lansarea cărții profesorului Constantin Dulcan, medic neurolog, psihiatru, unul dintre cei mai mari scriitori argeșeni, care a dorit să-și lanseze acasă cartea Creierul și Mintea Universului. S-a întors acasă și a vrut să lanseze în fața argeșenilor săi această carte și a făcut-o la Filarmonica din Pitești. Așa este. Filarmonica Pitești, încep cu o paranteză, are o activitate de 7 zile din 7, de luni până luni. Deci luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, suntem permanent la dispoziția publicului, prezentând tot felul de evenimente culturale. Printre acestea s-a numărat lansarea cărții profesorului Dumitru Constantin Dulcan, Creierul și Mintea Universului. Am vorbit cu domnia sa, m-a întrebat de capacitatea sălii, i-am spus că avem 404 locuri și mi s-a părut că sunt cam multe locuri. Anticipa domnia sa o prezență numeroasă, dovadă că a renunțat să-și lanseze cartea la Biblioteca Județeană Argeș, unde acolo capacitatea este de 100 de locuri și miza pe mai mulți spectatori. De data că nici dumnealui nu se aștepta la un public eu atât de mare. Eu i-am spus că are mulți admiratori la Pitești și cred că se va umple sala. Ei bine, după ce am, împreună cu editorul, am realizat afișul și am postat afișul cu lansarea cărții, am primit sute de mesaje pe Facebook, am primit telefoane sau direct la sediul Filarmonicii cu întrebări de la persoane interesate dacă trebuie să-și rezerve locuri, dacă cum vor proceda, pentru că vor să participe. Intrarea a fost liberă, totuși la o lansare de carte era prea mult să punem un preț de intrare, dar cred că am fi scos ceva bănuți, pentru că realmente au venit 400 de spectatori la această lansare. A fost practic cea mai impozantă lansare de carte din Pitești din ultima perioadă. Și dacă îmi permiți să te întrerup și să prezentăm și noi materialul pe care l-am realizat acolo. Noi am fost prezenți, am difuzat și la știrile locale Antena 3 Pitești atunci când s-a întâmplat, dar aș vrea să le reamintim telespectatorilor noștri și apoi să discutăm pe marginea acestui material. Îi rog pe colegii din regie să ne prezinte știrea cu profesorul Dulcan.
Celebritatea profesorului Dulcan a depășit de mult granițele României. Inteligența materiei, cartea sa a bulversat comunitatea științifică românească, fiind bestsellerul acelor vremuri. Există o minte universală care ordonează și coordonează toate lucrurile din jur. Regimul comunist a cenzurat-o imediat, a fost retrasă și de la Premiul Academiei Române, pe care l-a obținut însă în 1992 la a doua ediție. Cărțile profesorului Dumitru Constantin Dulcan se epuizează imediat. Fizică cuantică, psihologie, științe neurocognitive, experiență de moarte clinică, lumea de dincolo, un demers impresionant. Ultima carte, scoasă la editura Școala Ardeleană, Creierul și mintea universului, a fost lansată acasă la Pitești de autorul argeșan. Totdeauna când un om se întoarce acasă, este întoarcerea la mamă și la sufletul lui. Fiecare om își are sufletul și chimia din pământul pe care s-a născut. Coandă s-a întors special să dea pământului elementele pe care le-a luat când s-a născut. Nimeni nu mai știa când s-a întors Coandă românească să trăiește. Auzeam noi de unul Coandă care a inventat nu știu ce. I-am ascultat explicația extraordinară. El a fotografiat fulgul de zăpadă, cum cristalizează în diverse locuri ale lumii. Cristalele din România nu sunt cele din India, nu sunt din America, din care sunt numai spunând că asta e specificul care îl avem în carnea noastră. De aceea noi trebuie să fim pe pământul nostru. Este minunat că sunt contemporan cu domnul profesor. Este o combinație minunată între omul creștin și profesorul universitar și omul de știință. Am participat de foarte mulți ani, peste 15 ani, la toate conferințele dumnealui, la picnic, la lansarea muzeului de la Mârghia. Felicit Filarmonica pentru inițiativă, este minunat. Avem cu toții nevoie de înțelepciune, avem cu toții nevoie de conexiune și scara cea mai importantă pe care o cunosc eu este domnul profesor Constantin Dulcan. Felicit. Dumitru Constantin Dulcan a ținut conferința de lansare la Pitești cu sala arhiplină. Doamnelor, domnilor, am revenit în platoul emisiunii Administrația la zi, alături de invitatul meu, Jean Dumitrașcu, managerul Filarmoniei Pitești, și vedeam mai devreme lansarea de carte, volumul lansat la Pitești de către profesorul Dumitru Constantin Dulcan, Mintea și Creierul Universului. Iată o sală arhiplină, o filarmonică asaltată de sute de persoane. Da, am avut emoții imediate, mă gândesc să nu vină mai mult public, pentru că au venit, să știți, persoane interesate și din Craiova, și din Găiești, și din București, și din Câmpul Lung, și din Curtea de Arceș, nu numai din Pitești. Este un fapt îmbucurător că o lansare de carte suscită un asemenea interes. Vă dați seama, imaginile vorbesc de la sine, nu trebuie să mai spun și eu că totuși trebuie să fim optimiști în privința viitorului culturii noastre, pentru că tocmai acest public numeros arată că există o viață culturală intensă în Pitești, că există interes pentru actul de cultură, firește, pentru actul de cultură de înaltă ținută. Exact. Pentru că nu poți să păcălești publicul, nu poți să vii, eu m-am convins la filarmonică, nu poți să vii cu spectacole ușurele, pentru că publicul poate fi mințit odată, dar nu poate fi mințit mereu, și atunci publicul așteaptă de la tine să oferi lucruri de înaltă ținută artistică. Și iată că prin această lansare am dovedit și interesul piteștenilor pentru cultură, pentru că sunt mulți sceptici. Dom'le, nu e cultură în Pitești, nu se face cultură. Imaginea dumneavoastră prezentată acum și la vremea respectivă arată clar că se face cultură, că există interes, că există public numeros pentru actul de cultură din municipiul Pitești, ceea ce nu poate decât să ne bucure și să ne oblige să facem și mai mult. S-a stat chiar și la coadă pentru a obține un autograf de la profesorul Constantin Dulcan. Din fericire. Oameni din toate categoriile sociale, din domeniile sociale, psihologi, oameni din profesori, oameni de cultură, scriitori, din actul medical, reprezentanții actului medical. Medici, da, exact.
Din fericire, profesorul Dulcan a venit cu o oră mai devreme și a început să ofere autografe, altfel nu mai plecam la 10 noaptea de la lansare, plecam la 11 pentru că toată presiunea cu autografele s-ar fi mutat după lansare. M-am bucurat să fiu și printre vorbitori, printre cei care au prezentat cartea, alături de mari intelectuali ai noștri și de editorul clujean. Ce mai? A fost un eveniment și sper și pe viitor să mai organizez mai multe lansări de carte decât până acum, pentru că și sper să nu se supere nimeni pe mine că fac acest lucru, întrucât există loc pentru toată lumea sub soare. Adică în Pitești lansările de carte se fac de regulă la Biblioteca Județeană și e normal să fie așa. Se fac la Centrul Cultural Pitești. Iată, mai nou, m-am strecurat și eu în acest domeniu, pentru că dispun de o sală capacitate. Cu o capacitate mare și atunci de ce să nu o folosim pentru actul cultural? Și chiar acum, pe 28 iunie, lansăm o nouă carte scrisă de o scriitoare originară din Călinești, Argeș, trăiește în București, este consilier la Ministerul Transporturilor, dar scriitoare și publicat ceva foarte interesant, Femeia la 30 de ani. Sunt poveștile a 30 de femei, fiecare în vârstă de 30 de ani. Și chiar și titlul este sugestiv. Sper să atragem public de 30 de ani din municipiul Pitești. Și nu numai, da. Este o carte foarte interesantă. Abia aștept să o lansăm și să ne bucurăm iarăși de un numeros public. Vorbim de lansări de carte, am vorbit despre evenimentele culturale care s-au desfășurat de-a lungul timpului, de la începutul anului și până în prezent. Evident că și Filarmonica din Pitești va intra într-o vacanță bine meritată, așa cum se întâmplă peste tot. Știu că ne apropiem de final de stagiune. Pe de altă parte, nu vreau să nu amintim de faptul că este un an de sărbătoare, 2019, pentru Filarmonica din Pitești. Da, s-au împlinit 12 ani de existență, poate de aceea ați avut și mai multe evenimente încununate toate de un real succes. Am avut chiar zilele Filarmonicii Pitești, exact. Pentru că Filarmonica s-a născut acum 12 ani de zilele municipiului Pitești. Anul acesta am organizat zilele Filarmonicii Pitești 3 zile la rând, cu tot felul de evenimente, cu ziua porților deschise la Filarmonica Pitești, cu concertul aniversar și apoi cu o seară de muzică și poezie în regia lui Toma Enache, un mare regizor pe care l-am cunoscut prin intermediul cinematografului, cel care va lansa la 1 octombrie un nou film al său, dar de data aceasta un film care are legătură cu Piteștiul, cu experimentul Pitești între Chin și Amin. Toma Enache, un mare regizor și actor român, l-am cunoscut prin intermediul cinematografului, l-am adus cu un film aici, am organizat o sesiune Q&A, l-am cunoscut, mi-am dat seama de talentul său și când mi-a propus acest spectacol de muzică și poezie, am zis foarte bine, îl punem în scenă și vă spun, a fost un mare, mare succes și de public și a fost un spectacol foarte frumos. Până la urmă, muzica și poezia merg foarte bine împreună și foarte bine pe scena Filarmonicii Pitești. Și vinerea trecută am avut o nouă seară de muzică și poezie cu marele flautist Ion Bogdan Ștefănescu, fiul actorului Eusebiu Ștefănescu. Acesta a venit însoțit de actorul Alexandru Repan, cu o zi înainte Dorel Vișan, marele nostru actor, ne-a sunat din spital că este bolnav și că din păcate nu poate să ajungă. Ionuț Bogdan Ștefănescu s-a dat peste cap atunci și l-a găsit pe Alexandru Repan, care l-a suplinit cu brio. A fost o altă seară, altfel, pentru că
Alexandre Pan a dat o anumită demnitate actului poetic și a oficiat foarte bine, deși nu avea experiența unei asemenea colaborări cu flautistul Ion Bogdan Ștefănescu. Și iată că am oferit o nouă seară de muzică și poezie iubitorilor de cultură din Pitești. A fost un an plin pentru Filarmonica. Da, este, și ca să termin cu poezia, eu sunt comitetul director al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Pitești, sunt secretar al filialei, sunt implicat în organizarea de evenimente literare și tocmai de aceea este și la îndemână și cu modestie sau fără modestie, am și experiența necesară pentru a pune în scenă asemenea evenimente de muzică și poezie foarte, foarte gustate de către public. Ca să am vorbit până acum de lucruri, ați văzut, de care n-am mai vorbit. Exact. De regulă vorbeam de concerte simfonice. Și tocmai de aceea am spus că nu doar concertele simfonice țin cap de afiș la Filarmonica din Pitești. V-am spus, e activitate 7 zile din 7 zile. Deci avem și spectacole de dans sportiv și de dans de societate. Avem și serbări. Ultima oară când ai fost prezent, ne-ai vorbit despre spectacolul ce urma să aibă loc, acel spectacol de dans sportiv. Cum a fost? A fost foarte interesant. Era pentru prima oară când Filarmonica organiza un astfel de... Nu, a doua oară am organizat și vara trecută. S-a bucurat de mare, mare succes de public. În Pitești există public pentru dansul sportiv și de dans de societate, întrucât de-a lungul anilor domnul Năstase, apoi Freddy Șib cu Corina, soția lui, au pregătit generații de dansatori, de tineri care practică dansul sportiv și dansul de societate și iată că la ora asta Piteștiul, pe lângă concursul național de dans sportiv, dansul florilor înscris în calendarul Federației Naționale de Dans Sportiv, organizează un alt concurs național, dansul alelelor, prin Școala Populară de Artă. Primăria își organizează propriul festival de dans sportiv prin Centrul Cultural și cu sprijinul Freddy Șib. Iată și Consiliul Județean prin Școala Populară de Artă organizează dansul alelelor. Până la urmă, în 1984, când s-a născut dansul alelelor, s-a născut la Școala Populară de Artă. Acolo l-a făcut Viorel Năstase și firește instituția care își revendică tradiția, a dorit să-și organizeze propriul concurs și este bine că sunt mai multe asemenea manifestări, întrucât toți cei care practică dansul sportiv au de câștigat, Piteștiul are de câștigat și economic vorbind, pentru că, o mică paranteză, la festivalul de dans sportiv participă 1000 de elevi dansatori din toată țara. 1000 de elevi care vin însoțiți de părinți. Dintr-un foc sunt 3000 de persoane care vin să se cazeze în Pitești 3 zile și 3 nopți, care 3 zile și 3 nopți mănâncă la restaurantele din Pitești, consumă, cumpără, fac cumpărături în Pitești și Piteștiul câștigă indirect, oameni de afaceri câștigă de pe urma acestui festival. Deci, până la urmă, faptul că se și consumă bani cu manifestările culturale, dar se poate face și turism cultural și e bine că Piteștiul este pe harta acestui turism cultural. Vorbim despre evenimente de înaltă ținută și nu aș vrea aici să facem o ierarhie a acestor evenimente, pentru că vorbim de diferite evenimente, așa cum am menționat la începutul emisiunii, lansări, spectacole, concerte simfonice, filme. Nu putem să nu amintim de concertul în aer liber, care de asemenea a avut un mare impact în rândul publicului piteștean, organizat cu ocazia zilelor municipiului Pitești. De două ori pe an, Filarmonica Pitești organizează concert în aer liber, în piața primăriei municipiului Pitești.
Nu organizăm mai des asemenea concerte din cauza costurilor ridicate cu scena, sonorizarea, luminile, scaunele închiriate. Plus cât plătim la UCMR ADA, vă spun, sunt curios, taxe mari la UCMR pentru concertele în aer liber, la concertele de la sediu unde am licență nelimitată, plătesc pentru fiecare spectacol în parte 600 de lei, numai o taxă la UCMR, fără impozit pe spectacol, fără alte taxe. Deci, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România ne percepe taxă pe drepturi de autor pentru Beethoven, Mozart. Este ciudat că să plătim asemenea bani, dar sunt din lege, nu avem ce ne face și trebuie să plătim. Ei bine, afară, în loc să plătesc 500 de lei, plătesc 5.000 de lei pe un concert în aer liber. Și vă dați seama... Dar se merită odată cu un asemenea prilej, da, exact. Totuși, pentru că noi încercăm să atragem publicul în sala de spectacol. Deci nu să ieșim noi în stradă doar de dragul de a cânta și să ne vadă lumea. Scopul fundamental este să atragem alte categorii de public în sala noastră de concerte. Că asta este scopul fundamental. Este o modalitate prin care transmiteți... Un public divers, un public care trece pe stradă. Mulți au impresia, dom'le, nu merg la filarmonică, e pentru muzică că, grea, da, nu înțeleg acest gen muzical. E ceva greu, nu înțeleg. Ei bine, nu e așa. Muzica simfonică îți place sau nu îți place? Nu trebuie să cauți întrebări fundamentale în muzică și să crezi că numai savanții pot înțelege muzica simfonică. Să fim serioși, pe vremea lui Mozart, cine era în public? Ce studii aveau oamenii care formau publicul lui Mozart? Da, și iată că vedem și pe imaginile pe care le difuzăm acum, faptul în sine, atunci când treci prin centrul orașului și vezi așa o armată de artiști care se prezintă în fața ta, automat că te oprești și vrei să vezi ce se întâmplă acolo și ulterior simți că îți place ceea ce ți se prezintă. Asta-i scopul. Exact. Adevărul că sunt atent și eu fac un anumit repertoriu, nu putem interpreta simfonii în aer liber pentru că nu e bine să interpretăm simfonii sau concerte pentru vioară sau alte instrumente. Încercați cumva să găsiți un repertoriu care să placă publicului mai și ușor, să-l atragă mai ușor. Ca să-l atragă, important e să placă și să determinăm cât mai mulți piteșteni care n-au venit niciodată la concerte să vină în sala de spectacole. Măcar o dată să vadă. Pentru că dacă vine cine a venit o dată, revine. Cu siguranță revine. Da, așa sunt este. Foarte mulți piteșteni care au venit o dată și apoi au revenit, apoi și-au făcut abonament și de ani de zile vin la toate concertele. Știm că am vorbit de fiecare dată despre cei care au abonamente și este un public fidel al Filarmonicii din Pitești. Cum a fost spectacolul din acest an, concertul în aer liber? La fel de gustat, la fel de apreciat ca și cel de anul trecut? Da, firește. N-avea cum să nu, toate să sunt... nu fie, da, n-avea cum să nu placă. Să nu fie un succes. Programul a fost frumos, am avut soliști de mare, mare valoare. A fost și Marta Sandu, prim solist a Operei Naționale din București, care este născută la Curtea de Argeș. Printre soliști și firește și ea a atras public și din Curtea de Argeș, care au venit oameni special să o vadă pe scena noastră. Dar v-am spus, scopul nostru este să atrucem oamenii în sala noastră de concert. Noi avem în fiecare joi seara concerte simfonice. Dacă e joi, e concert simfonic la Pitești, la Filarmonica Pitești.
Am intrat acum în linie dreaptă cu închidem cea de-a 12-a stagiune, mai avem exact 3 concerte, joia aceasta, joia viitoare, când este și concert umanitar, și pe 27 iunie închidem stagiunea printr-un concert extraordinar. Așa cum se întâmplă la fiecare final de stagiune, vă concentrați cumva atenția și încercați să aduceți în fața publicului un concert de zile mari. Nu că celelalte nu ar fi la fel de bune și de apreciate de niciun public. Niciun concert nu seamănă cu celălalt, pentru că există un alt dirijor, un alt solist sau mai mulți soliști și un alt program. Noi nu repetăm. La câțiva ani distanță repetăm un concert sau o simfonie. Venim și numai așa putem să ținem publicul în sală, venim mereu cu lucruri noi. Săptămâna trecută a fost un concert dirijat de un mare dirijor, unul dintre cei mai mari dirijori ai Italiei. Și ca solist am avut-o pe Bianca Ionescu, marea noastră soprană, și a fost un program superb de arii, de canțonete, de uverturi, de lucrări de mică întindere, dar de mare popularitate, care au făcut deliciul publicului meloman. Săptămâna aceasta venim cu alt program clasic, simfonic, am 2 soliști, sunt frați soliștii, Răzvan Stoica, marele nostru violonist și pianista Andreea Stoica. Le-am schimbat programul, vă spun, când am discutat anul trecut și i-am invitat la Pitești, stabilisem că vor interpreta un anumit concert împreună și întâmplarea a făcut ca în această stagiune să pun în program același concert, și pentru că se cântase anterior, firește a trebuit să schimbăm concertul, tocmai ca să nu repetăm un concert la o distanță prea scurtă, tocmai de dragul publicului. Și ați reușit acest lucru? Da, am schimbat repertoriul. Oricum, va fi o seară memorabilă. Răzvan Stoica este unul dintre marii violoniști ai țării, alături de Alexandru Tomescu, alături de Gabriel Croitoru și alți câțiva, și care atrage, pentru că au venit deja zilele trecute persoane de la București să cumpere bilete la noi, la Filarmonica Pitești, pentru că, din păcate, nici până la această oră, dar sper să rezolv până la urmă, nu avem un sistem online de achiziționare bilete. Și atunci oamenii trebuie să vină la casa de bilete ca să-și procure bilete. Dar cât și de dacă curând, tot ați adus în discuție, când sperați următoarea stagiune să nu, fie... Am găsit o soluție. Pus în aplicare? Nu, da, absolut, de la toamnă sigur va fi pus în aplicare, dar la vară o să punem cu cinematograful deja în aplicare acest sistem online de vânzare bilete. Din păcate, la Consiliul Local n-am reușit să conving să achiziționăm un soft care costă. N-am inventat eu prețurile, dacă atât a costa pe piața de softuri de bilete online, eu am venit cu o propunere, dar nu s-a aprobat. Și totuși sunteți ambițios și... Da, am găsit o altă soluție. Aveți speranțe că se va rezolva. Deci nu mai cumpărăm softul, nu va mai fi softul nostru, dar vom implementa printr-o colaborare cu o firmă, o companie de specialitate, un asemenea program de cumpărare online a biletelor, pentru că este și modern,
Și bănuiesc că aveți și solicitări, adică ați făcut un studiu și v-ați convins că este necesară implementarea unui astfel de... Avem reproșuri. Deci avem reproșuri din partea de mai mulți ani, din partea multor spectatori că... Poate mulți au renunțat să mai vină la spectacole, la concerte, da, pentru că nu au reușit să achiziționeze online. Da, n-au găsit casa de bilete deschisă. Vă spun, și casiera muncește zi de zi, de dimineața până seara, dar mai are program de trezorerie, fiind și casiera instituției. Eu nu pot să plătesc două casiere, n-am luxul ăsta, nu-mi permit luxul să am două casiere, una să meargă la trezorerie, la bancă, cu acte, să facă deconturi și alta să stea doar în casa de bilete. Și atunci aceeași casieră face aceste munci și firește mai pleacă de acolo, de la casă de bilete, merge la trezorerie, stă la cozi acolo, uneori cozi foarte mari, din păcate, dar vom implementa sistemul online de achiziționare bilete la Filarmonica Pitești cât de curând. O să începem din vară și în felul ăsta și antrenăm cu cinematograful. După care... Întrebarea e, se va resimți și în costul biletelor pentru spectator? Această nouă modalitate de achiziționare a biletelor? Ce se afecteze pe spectatori? Păi mă gândesc că dacă veniți cu acest nou sistem, cheltuielile sunt mai mari, dar dacă spuneți dumneavoastră că nu se reflectă în buzunarul cetățeanului... Nu, cetățenii nu vor avea nici de suferit. Cert este că ați modificat prețul biletelor. Mai greu va fi tot pentru noi, că ne vom complica în contabilitate cu alte evidențe. Că vor ține alte evidențe și... Dar ne asumăm și această sarcină, pentru că trebuie să venim în întâmpinarea tuturor categoriilor de public. Deci sunt oameni care doresc să achiziționeze online bilete și în sfârșit vom rezolva și această problemă. Vorbeam de concertul de joi. Mai aveți două concerte. Ultimul, un concert extraordinar care va închide stagiunea Filarmonicii din Pitești. Da, săptămâna viitoare vom anunța vineri prin comunicat de presă că este un concert simfonic cu caracter umanitar. Vrem să ajutăm un piteștean de 54 de ani, grav bolnav, aflat de mult timp în spital, dar care are o șansă la viață și noi de-a lungul anilor am tot organizat concerte umanitare. A apelat la noi familia disperată. Acum noi apelăm ca să se știe. Noi facem încasări și ce încasăm noi pe bilete devine venit al Filarmonicii, devine venitul nostru. Noi nu putem să dăm din banii Filarmonicii pentru cazuri umanitare. Dar se pot face. Noi vorbim donații cu publicul și publicul donează într-o urnă, se face comisie de cenzori cu oameni din familie, dacă primesc banii pe proces verbal, se taie chitanță și așa mai departe. Sunt convinsă sau că de fiecare se pun dată în cont, cum a fost la Bogdan. Scopul astfel de concerte a fost atins, pentru că orice sumă de bani este binevenită. Da, pentru că și pentru colegii și din orchestră și din filarmonică, sunt din, nu mai zic de public, fiecare cât poate, se strâng niște bani care, vă spun, în asemenea cazuri ajută, disperate, exact. chiar ajută. Deci, ca să lămurim cum este cu concertele noastre umanitare, pentru că mulți cred că dacă vin și cumpără biletul, banii lui de pe bilet se duc la respectivul caz. Nu, rămân la noi, doar că noi mijlocim, creăm cadrul unei act de donație din partea sute de oameni.
prin care pot face, iată, un gest umanitar, pot dona da, această urnă și, respectivă. Și contul, de regulă sunt și conturi care se împart și pentru cei care doresc să doneze bani în cont, dar încercăm și noi să ne implicăm în viața cetății cât mai mult. Nici prea des nu organizez concerte simfonice umanitare, deși sunt solicitări numeroase, pentru că nu pot să abuzez nici de bunăvoința publicului să vii mereu să prezinți, pentru că oamenii vin să se bucure la un spectacol, nu să îi întristăm noi cu o poveste tristă de viață din Pitești. Dar din când în când cred că putem și avem datoria să organizăm și concerte simfonice umanitare. Asta săptămâna viitoare. Iar pe 27 iunie închidem stagiunea pentru un concert deosebit. L-am invitat alături de noi pe marele pianist Mihai Ungureanu din Craiova, care va interpreta Rhapsody in Blue de Gershwin. Și pentru că aveam un mare solist, trebuia să am alături să-l acompanieze un mare dirijor și l-am invitat pe maestru Dorin Frandeș să dirigeze orchestra noastră simfonică. Fiind un concert de închidere de stagiune, trebuie să fie un concert puternic, astfel încât publicul să resimtă lipsa noastră pe timpul verii. Adică acest concert contează în viața instituției. Sunt câteva concerte importante. Concertul de deschidere, când reluăm activitatea în jur de 15 septembrie, odată cu școala. Concertul de Crăciun, când trebuie să fie un concert mai de gală, festiv, că e în bucuria nașterii Domnului, concertul aniversar și concertul de închidere a stagiunii. Deci trebuie să fie un concert puternic, astfel încât lumea să ne simtă lipsa pe timpul verii. Și pentru că suntem pe final de emisiune, dar și final de stagiune, aș vrea să transmit mesajul tău tuturor publicului fidel, în primul rând, dar nu numai, tuturor celor care ne urmăresc, tuturor celor care vor să vină să urmărească măcar o dată un concert simfonic la Filarmonica Pitești, un spectacol, un film, da, o lansare de carte. În primul rând, mulțumesc tuturor celor care de-a lungul anilor au fost alături de noi, au participat la concertele noastre, spectacolele noastre, recitaluri, lansări, filme, pentru că fără sprijinul spectatorilor noi n-am avea rațiunea de a fi și publicul nostru numeros ne-a salvat când vremurile din țară erau grele, ne-a salvat, publicul ne-a salvat de la desființare, pentru că am avut argumentul publicului, am avut momentul de cumpănă în 2010, nu intru în amănunte că nu este timp, dar tocmai publicul nostru numeros ne-a salvat. După care, firește, am căutat și noi să ne impunem, să ne facem datoria. Țin să mulțumesc și celor care vin la filme sâmbăta și duminica de la ora 18. Încercăm să formăm public de cinematograf de artă. Am căutat să aducem tot ce este mai bun pe piață ca filme. Să organizăm periodic întâlniri cu actori, cu regizori, cu producători, scenariști și să vă revedeți cu bine la stagiunea din toamnă. Nu, că cinematograful nu intră în vacanță. La Filarmonică. Da. Jean, eu îți mulțumesc că colegii din regie îmi fac semn că eu s-a mulțumesc. Terminat timpul alocat emisiunii. Îți mulțumesc pentru prezența în emisiune, le mulțumesc și telespectatorilor. Rămâneți în continuare cu Antena 3 Pitești. Urmează știrile locale. La revedere!